A sosit momentul să aflăm noi trucuri de stil vestimentar. Gabriela Ghizel vine astăzi cu o nouă ediție a rubricii Tu dai moda. Bună, Gabi, ce ne-ai pregătit? Bună, Ilinca, bun găsit tuturor! Tema de astăzi este Dress for Success sau cum ar trebui să ne îmbrăcăm ca să facem o impresie plăcută la un interviu sau de genul la o întâlnire de afaceri. Andreea Chirilă, stilist vestimentar, a mers cu noi prin magazine și ne-a ales piesele perfecte. Haideți să urmărim împreună! Andreea, vreau să-mi spui ce anume din această ținută spune succes. Cred că, în primul rând, calitatea materialelor. Atunci când vorbim de o ținută Dress for Success, ar trebui să ne gândim în primul și în primul rând la calitate. Avem în această ținută o cămașă din mătase, într-o culoare neașteptată. Pantofi cu toc întotdeauna? Nu neapărat întotdeauna, dar aș merge clar pe o încălțăminte clasică, pe un mocasin sau pe un pantof. Dar dacă alegem toc, recomand pentru birou să nu fie mai mare de 8 cm, pentru că văd greșeala asta foarte des, tocuri mult prea mari pentru mediul business, pentru mediul office. Andreea, vreau să te întreb dacă angajatorul sau partenerul de business observă felul în care ne îmbrăcăm și ce îi spune asta despre noi. Cu siguranță felul în care ne îmbrăcăm este extrem de important și pentru partenerii noștri sau colaboratorii noștri, pentru că practic ei au încredere mai mare în noi în momentul în care stilul nostru este unul armonios, este unul echilibrat. De ce? Pentru că atunci arătăm cel mai bine și arătăm, dăm dovadă de faptul că ne interesează propria noastră persoană și în consecință ne interesează ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și în primul rând, dacă ne referim la mediul de business, e clar că trebuie să avem un sacou. Și din nou trebuie să aduc în discuție atributul calității, pentru că sacourile trebuie să fie calitative. Vă recomand, bineînțeles, pentru sezonul rece, lână. Și tot când vine vorba de sacou, am văzut că tu mi-ai Ridicat mâneca. Niciodată nu recomand să o rulați și să afișați interiorul sacoul, căptușeala, pentru că nu este de dorit. De obicei, căptușeala, cel puțin la sacourile din magazine, nu este una aspectoasă, deci nu trebuie să o afișăm sub nicio formă. Ceea ce am făcut noi aici este să utilizăm un elastic. Un elastic clasic de prins părul, l-am pus aici pe mânecă și am poziționat unul aici și practic l-am ascuns și cu ajutorul lui am ridicat și mâneca. Atunci când facem ținute monocrome, putem practic să plecăm de la o culoare și să alegem mai multe nuanțe ale acestei culori. Și putem să optăm pentru aceste nuanțe atunci când vine vorba de haine, de vestimentație, însă putem merge și mai departe și să le integrăm și pe partea de accesorii, de încălțăminte. Putem să purtăm ținuta asta, de exemplu, la un interviu de angajare? Există o varietate destul de mare de joburi pentru care această ținută se potrivește. Aș spune că aș alege o ținută un pic mai relaxată în mediile mai creative, nu știu cum sunt agențiile de marketing, de PR, acolo poate aș relaxa un pic mai mult ținuta. Dacă aplicăm pentru, nu știu, poziții de management sau poate în corporații, da, cu siguranță această ținută se potrivește. Atât pentru astăzi, sper că v-au fost de folos sfaturile noastre și că veți face o impresie bună la următorul interviu. Până data viitoare, nu uitați că ne găsiți și pe Instagram, Tu dai moda. Mulțumesc, Gabi, o să ținem cont de sfaturile tale.